Pentru început, am să vă rog să ne explicați un pic ce sunt dereglările hormonale. Presupun că această denumire e, de fapt, una populară și nu neapărat medicală. Da, este una populară, dereglări hormonale. De fapt, dereglări hormonale înseamnă că funcția celor 6 glande endocrine care există în corpul omenesc nu este cea potrivită. Există o, poate să existe o hiperfuncție sau o hipofuncție, adică o producere în exces a hormonilor sau o producere în minus, în deficit de hormoni. Și aici trebuie să intervină medicul, să trateze, să corecteze astfel nivelul hormonilor să fie la un nivel normal. Cam asta înseamnă. Cum se manifestă aceste boli endocrine în cazul adolescenților? Ce simptome apar cel mai des în cazul lor? Așa cum am spus că sunt 6 glande endocrine, în adolescență, de fapt adolescența se suprapune peste pubertate, într-o mare parte a adolescenței, nu toată adolescența. Dar sunt pubertate și la pubertate se dezvoltă organele sexuale, adică începe funcția organelor sexuale. Până atunci, organele sexuale sunt în gonadele, sunt în repaus, nu produc hormoni. Când odată deci începerea pubertății, înseamnă că hipotalamusul începe să secrete anumiți hormoni care după aia reglează hipofiza. Hipofiza începe să secrete așa numiți gonadotropi și care într-un fel trezesc gonadele la viață, ca să le spunem așa, ele fiind în repaus până la vârsta pubertății. Și atunci încep să se secrete hormonii sexuali. Hormonii sexuali care duc la dezvoltarea organelor genitale, implicit la fete înseamnă dezvoltarea sânilor, apariția, bineînțeles, părului pubian și cu dezvoltarea organelor genitale externe. Iar la băieți înseamnă, înțeles, în primul rând duce la creșterea în volum a testiculelor, după aia, bineînțeles, și a penisului, apariția părului pubian și caracterele sexuale secundare, îngroșarea vocii, apare pilozitatea pe piept, pe față, barbă, mustață, specific băieții, o să dezvoltă țestul muscular mult mai bine reprezentat la băieți decât la fete și, în final, pubertatea se termină cu obținerea funcției reproducătoare. Că asta înseamnă, adică adolescentul devine ca și ca și adultul, poate să se reproducă. Care este vârsta pubertății? De la ce vârstă încep să se manifeste aceste schimbări? Pubertatea în mod normal în medie, acum începe la vârsta de 11 ani la fete și 12 ani la băieți. În medie, bineînțeles, că depinde de la caz la caz, există și un determinism genetic, adică în funcție de cum a fost pubertatea părinților, adică la fete, la mamă, cum a fost, asta este în medie, vârsta 11 ani la fete începe pubertatea și 12 ani la băieți. Iar tulburări, să zicem așa, o pubertate precoce înseamnă că apare la fetițe sub 8 ani, la băieți sub 9 ani, iar tardivă înseamnă la fetițe, adică după 13 ani și la băieți după 14 ani, adică până la 13 ani, dacă la fetițe n-a început pubertatea, este un motiv de investigat. Și la băieți la 14 ani, un motiv de investigat. Bolile endocrine se manifestă mai des la fete și mai puțin la băieți sau invers? Există o regulă în sensul acesta? Nu există o regulă neapărat pentru sex, dar într-adevăr s-a observat că anumite bolile
tiroidiene, de exemplu, boala Bazedov este o boală care apare mult mai des la fete decât la, de 4 ori mai frecventă la femei decât la bărbați. De asemenea și, și hipotiroidia, tiroidita cronică autoimună apar mai frecvent la, la femei, pe când și... Și sindromul Cushing, de obicei, mai implicit boala Cushing, apare mai frecvent la, la femei. Dar, bineînțeles că există, sunt și boli care apar, apar și la bărbați, dar cu o frecvență un pic redusă. Sunt situații, spre exemplu, în care părinții își observă copiii și văd că poate sunt... mai deprimați, poate sunt mai anxioși și atunci se gândesc să-l ducă la un medic psiholog, pe când manifestările lor, lor poate au legătură cu aceste boli endocrine. Întrebarea ar fi cum ar putea fi recunoscute dereglările acestea hormonale. Da, de obicei la pubertate, într-adevăr, și în adolescență, odată cu dezvoltarea organelor genitale, se dezvoltă și creierul. Și din cauza aceasta apar aceste tulburări de comportament la, la copii, la adolescenți implicit. Și să zicem că părinții nu se mai înțeleg cu, cu copiii. Nu doar o depresie sau poate neapărat să fie, poate să fie semnul unei boli endocrine, dar de obicei ar trebui și alte semne și simptome să se asocieze cu astea ca să ne sugereze nouă boală endocrină. În cazul, de exemplu, foarte frecvent la adolescenți este la fete, anorexia nervoasă, care într-adevăr înseamnă depresie și subnutriție, refuzul fetelor de a mai mânca. Toate acestea, nu că este o boală endocrină, dar aceste probleme duc la tulburări ale glandelor endocrine. Duc la, în primul rând, scade secreția de hormonului de creștere și astfel fetele acelea nu mai cresc. Bineînțeles, apare amenorea, se oprește menstruația și implicit ce înseamnă amenorea. Amenorea înseamnă, deci, lipsa hormonului estrogen duce la pierderea masei osoase, care este foarte important exact în perioada adolescenței. Se formează masa osoasă și deci de unde pornește masa osoasă, se formează în adolescență până la 20-21 de ani și după aceea încet începe să scadă. Și dacă exact în perioada asta n-ai de unde să formezi mai mult, scade masa osoasă, este foarte important. De asemenea, crește secreția hormonului cortizolului, care este un hormon de stres, pentru că starea fetei este un stres implicit. Bineînțeles că și pe partea cealaltă, obezitatea, și obezitatea poate să ducă la tulburări endocrine. Pe implicit, obezitatea poate să ducă la amenoree. Adică sunt diverse simptome și semne care poate să fie unor boli sau nu neapărat o, o boală psihiatrică, psihologică și poate să aibă repercusiuni asupra glandelor endocrine. Și în cazul apariției oricăror dintre aceste semne, este bine ca pacientul să consulte direct medicul specialist. Și un medic endocrinolog, bineînțeles. Automedicația nu și-are locul în cazul acestor probleme, presupun. Sincer, în cazul, bineînțeles, dar nici nu cred că se pune problema deocamdată în România și nicăieri în, în lume. Sunt bolile endocrine, în general, sunt boli rare. Și din cauza asta, lumea nu este familiarizată cu medicația pentru bolile endocrine. Dar de multe ori, aceste boli sunt o enigmă și pentru noi, dar apoi pentru pacient, adică diagnosticarea lor. Așa că nu cred că se poate ca pacientul să se autodiagnostice singur și după aceea să-și facă, să se autotrateze.